o ilustrată, o ștampilă ca o bătaie de aripi și clipa rămâne prezentă în cele câteva cuvinte convenționale pe care le au întotdeauna la îndemână cei care călătoresc. Acest colț de pământ așezat aici în mijlocul fluviului, la 10 km aval de chingile de piatră ale cazanelor și la numai 3 km în amonte de pragurile stâncoase ale porților de fier, a cunoscut de-a lungul vremii o viață nu tocmai liniștită. Redutabil punct strategic de stăpânire a Dunării, insula Adakale a constituit un permanent obiect de dispute militare sângeroase între Imperiul Otoman și cel austriac. Din 1444, când Iancu de Hunedoara a ridicat primele fortificații, și până în 1885, când a fost declarată garnizoană deschisă, insula a trecut succesiv dintr-un imperiu în altul. La 2 noiembrie 1885 s-a făcut liniște și oamenii au uitat repede pentru ce au zidit cetatea. Clădirea garnizoanei s-a transformat în geamie și zidurile au devenit materie primă pentru case, sprijin și suport al acestora. Îndată ce pui piciorul pe pământul insulei, simți o dulce oboseală, o toroială vrăjită care te cheamă la umbră, la un pahar cu apă de trandafiri, la dulciuri parfumate și la cafea special preparată. Sunt delicii orientale la care nu reziști furat de liniște, de clima mediteraneană, de mireasma florilor. Viața se scurgea leneșă după străvechi rânduieli, și nimic nu tulbura pământul dintre ape. Smochinii, merii și perii și trandafirii înfloreau în fiecare primăvară, spre bucuria pricepuților fabricanți de dulcețuri și a barcagiilor, principalii asociați la această întreprindere turistică de o factură puțin obișnuită. Dar într-o zi, mai jos, la porțile de fier, constructorii au ridicat în calea apelor baraje de oțel și beton pentru viitoarea uzină de lumină. Cetatea, casele și oamenii vor fi evacuați. Cei 890.000 de metri pătrați a insulei se vor scufunda pentru totdeauna în marele lac de acumulare al hidrocentralei. Biruințele și înfrângerile înscrise în istoria imperiilor și-au lăsat semnele în pământul insulei. 1444, Iancu de Hunedoara ridică primele fortificații. 1526, insula este cucerită de turci. 1690, revine Austriei. 1739, revine Imperiului Otoman. 1878, tratatul de la Berlin o redă Austriei, care în 1885 o declară garnizoană deschisă. 1918, insula Adakale este încorporată României. 1967, bătrânele ziduri încercate în atâtea bătălii sunt demontate și rezidite după vechile planuri pe insula Șimian, mai jos de turnul Severin. În toamna anului 1969, ultimii vizitatori părăseau insula cu sentimentul nedefinit al nostalgiei.
Și iată-ne acum pe insula Shimian, la câțiva kilometri naval de turnul Severin, în noul Adakale. Cetatea renăscută din vechile pietre și cărămizi, refăcută cu migală de mâna specialiștilor de la Direcția Monumentelor Istorice, are dimensiunile vechii cetăți și toate caracteristicile ei. Dar până când noua insulă Adakale va fi gata, tradiționala cafea turcească la nisip fierbinte se poate bea în centrul Severinului. Locuitorii insulei aduși acum la mal și-au construit case în marginea orașului, continuându-și vechile îndelepniciri. Mintea omenească a înfrânt porțile strâmte și greu zăvorâte ale fluviului și această biruință ne înalță, dându-ne alte dimensiuni ale puterii. În amonte cresc cotele Dunării. Cheiul Orșovei, frumosul chei al Orșovei străjuit de bătrânii castani, e sub apă. Vechile cuiburi au dispărut și noile adrese nu sunt cunoscute. Pe aici era strada principală a Orșovei. Aici era centrul Vârciorovei. Aici înfloreau în fiecare an smochinii și trandafirii. Zadarnic caut printre ruine și apă să găsesc vechile locuri. Aici s-a ridicat noua Orșova. Străzile ei nu poartă încă nume pentru că istoria ei de-abia începe. Aici, peste câțiva ani, va fi o cetate turistică înfloritoare. Insula Adakale a fost cândva o ilustrată pe care cineva a scris grăbit cuvinte convenționale și a aruncat-o în cutia veșniciei.